Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem un Magical Chest, 1504 Gold, Skeletons, Goblin Gang, Tesla, Fire Spirits, Royal Hogs, Electro Dragon și Pekka Mare. Bun, mai strângem Star Points și Gold. Avem și două Crown Chest-uri în Tire. Hai să le deschidem. 1130 de Gold, două gemuri, avem Beți, Ice Spirit, Prince și Fireball. Ok, și încă un Crown Chest cu 1066 de Gold, trei gemuri, 5 mini Pekka, 7 Inferno Tower, 6 Royal Giant și un Lightning. Bun. Hai să vedem ceva de donat prin clan. Nu avem momentan. Doar câteva trade-uri. Bun. Și hai să continuăm cu meciurile din War. O să jucăm un duel pentru început. Păstrăm deck-ul clasic. Și să sperăm că vom reuși victoria din două meciuri. Bun, hai să vedem. Ne luăm primul deck, deck-ul nostru clasic, cu Valkyra, Mini Pekka, Hog, Tesla, Freeze, Rachetă, Arcașe și Eros. Să începem cu Valkyra din spate. Să punem și Arcașe, le punem pe tur să scăpăm de Goblin Gang. Da, fără damage acolo și cu arcașele în viață. Și vom trimite probabil, hai să punem Mini Pekka pe partea dreaptă. Să punem și Freeze-ul pe aici pe undeva. Și ce greșeală. Pierdem 4 elixir. Am crezut că racheta ne va... Că după racheta ne va mai rămâne ceva la viață pe trupe. Bun, scăpăm acolo de prințesă. Au, și are Inferno Tower. Ne va scoate Valkyra. Și va trebui să încercăm un nou atac. Aștept să dea Goblin Barrel-ul. Scăpăm aici cu un Eros. Va pune probabil prințesa. Și... Knight în fața ei. Mă gândesc. N-a pus, o se pare. Hai să trimitem din nou arcașele. Să nu uităm care rachetă. Să trimit hog-ul pe... Nu, din dreapta. Dăm aici un freeze și din nou aceeași chestie. Mi-a spus acolo cu racheta. Să punem Tesla. Scăpăm de Knight. Să trimitem Valkyra pe partea dreaptă pentru prințesă și ne scoate din nou cu Tesla. Păi, scorul oricum e destul de strâns, dar nu reușim să... Să ajungem pe turnul lui. Și voi da o rachetă aici. Mai reducem din diferență. Trimitem și Mini Pekka, o să pun aici Valkyra. Să pun arcașele, excelent. Hai să vedem dacă reușim ceva cu acest atac. Nu are nici racheta. Să dăm aici un Eros și ar trebui ca hog-ul să dea câteva hituri bune pe turn. Excelent. Să păstrăm prințesa, nu prințesa, Valkyra pentru Goblin Barrel. Da, și rezistăm cu turnul, excelent. Și ar trebui să-i scoatem turnul cu o singură rachetă. Bun. Avem prima victorie din duel.
Mai avem nevoie de una singură și o să luăm deckul cu golem. Să sperăm că vom reuși și aici o victorie și nu vom mai fi nevoie de al treilea meci. Hai să trimitem un Zepist din spate. Aștept să aibă și el un tank, ori golem, ori... poate P.K. mare, sau poate bomberul, scălet în bomberul. Să punem flying machine-ul aici, pun și Darth Gablin în spate. Era bun acum fireball-ul. Hai să vedem dacă îl dăm la timp. Bine să-i prindem și mini pe acolo. Da, scăpăm de trupe și reușim să obținem un mic avans. Să punem aici foarte în sus. Să pun și bandita. Bine, destul de târziu, dar măcar scăpăm fără damage. Pleacă bandita acolo, să lovească Arkira, să pun și flying machine undeva în centru. Ei, să pun Darth Gablin pe partea dreaptă. Zepis aici. Nu lăsăm mini pe ca să ajungă pe tur. Bun. Suntem Baby Dragon, nu? Să pun Fornasul aici sau punem mai degrabă bandita. Și ne luăm câteva hit-uri și reduce semnificativ din... indiferență. Scăpăm de wizard acolo. Și ce să ne apărăm acum? Pune și Zephys aici. Cu toate că probabil va da un fireball. Cum ar trebui să-l dea? Da, și sunt foarte aproape de victorie. Bam! Și obținem astfel cea de-a doua victorie din duel. Câștigăm atât fame-urile cât și gold-ul. Din păcate nu mai avem 3500 pentru că suntem în Golden League și primim mai puțin, dar oricum câștigăm o grămadă de gold. Bun, hai să-i dăm mai departe cu următorul match, să jucăm la Rage Battle. Avem un deck cu balon, cu Lumberjack și cu Muschetira. E greu. Vrem aici la împărcecul. Și din păcate nu avem suficient elixir să trimitem balonul. O trimitem pe partea dreaptă totuși. Trebuie și zepul. Ok, două hituri dacă am reușit acolo. Reușim unul singur. Oricum suntem bine, scăpăm fără damage de la minion. Așteptăm atacul golemului. Să pun pentru început Gablin Cage-ul. Punem muschetirea undeva mai departe. Să ne asigurăm că nu intră în rage. Încercăm să scăpăm aici de... Witch și ne luăm damage pe ambele turnuri. Nu stăm deloc bine. Dar hai să vedem.
poate vom reduce din diferență. Dar, din păcate, targetează turnul acel... Targetează golem în turnul. Și minionii ne-au scos turnul din stânga. Ai, trimite minionii. Trimitem și balonul. Undeva pe aici. Un singur hit reușește acolo Lumberjack-ul. Da, așa înțeles din ce în ce mai mi să obținem victoria. Reducem din diferență, dar cum spuneam, șanse foarte mici să reușim. Toarcem din drum acel golem, dar din păcate ne scoate turnul din dreapta și pierdem astfel acest meci. Haideți să dăm și ultimul meci. Meciul cu Elixir Golem. Băi, un deck periculos, dar poate fi un deck grozav dacă știi cum să-l joci. Dar bineînțeles depinde și de ce are adversarul. E un deck foarte sigur, dar poate fi un deck bun. Ok, pe camare acolo. Spun Knight-ul. Ținem în viață mai mult healer-ul. Nu, healer aici, excelent. Punem Elixir Golem. O, ar fi trebuit să-l pun un pic mai la dreapta. Fi tras pe ca o mare după el. Și ai un pic mai greu acum. Și șanse mari să pierdem acest match. Din nou Knight-ul. Da, e foarte greu să mai revenim. Ne-a cam distrus total. Dar vom încerca acest ultim atac. Da, e pierdut meciul. Bun, obținem două victorii și două înfrângeri în acest war. Oricum, nu contau foarte mult punctele de fame, mai degrabă pentru gold și pentru recordul personal, să zicem așa. Bun, hai să vedem ce mai maxăm. Aveam aici o epică de level 12, care poate fi crescută și o vom duce în level maxim, acest poison. Mai rămâne suficient gold pentru încă un update, încă două de fapt, încă două upgrade-uri și vom lua următoarele două epice. Să facem P.K. mare și vom mai face... Băi, scheletonii nu prea contează, hai să facem atunci clona. Nu știu ce aduce în plus, sincer, la level maxim. Ok, doar level-ul. Da. Deci, practic, o să clonez la level-ul cărții Cloud. Bun. O ducem în level 12 și avem
aproape toate epicele, mai puțin Electro Giant-ul, pentru care nu avem suficiente cărți, și Skeleton Army, pentru că nu avem încă goldul necesar. Dar cât de curând vom termina cu epicele și vom începe la să maxăm legendari. Și bineînțeles, dacă vom mai ajunge cu epice full, le vom maxa. Probabil Electro Spiritul va ajunge cât de curând la level 13. Bun. Avem ceva Star Points și vreau să ducem fogul pe Star 3. Și ar fi a doua carte cu 3 staruri. Și nu mai avem momentan. Probabil că următoarea va fi... De fapt, nu, următoarea va fi Poison-ul. Da, îl vom goldi și pe el. Dar până atunci mai avem de strâns ceva Star Points. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.